Au atacat polițiștii pentru a-și scoate ruda din dubă. Un glonț tras în aer i-a potolit. Duminică seara, în jurul orei 19:15, polițiștii din cadrul secției 3 Poliție Rurală Voila au depistat în trafic pe raza localității Veneția de Sus un bărbat în vârstă de 35 de ani care conducea un autoturism în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost de 0,62 mg per litru alcool pur. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Conducătorului auto i-au fost solicitate pentru control documentele personale, dar acesta a declarat faptul că nu le are asupra sa. Întrucât domiciliul acestuia coincidea cu traseul de deplasare către unitatea medicală unde urmau să îi se preleveze analize de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, polițiștii au oprit în fața locuinței acestea pentru ca soția sa să imeneze actele. În timp ce staționau, din curtea imobilului au ieșit doi bărbați rude ale conducătorului auto, care au încercat să-l scoată pe acesta din autospeciala de poliție și au adresat acte de violență organelor de poliție. Având în vedere faptul că cei doi bărbați erau recalcitranți, unul dintre polițiști a executat un foc de avertisment în plan vertical cu arma din dotare, după care, împreună cu bărbatul de 35 de ani, s-au deplasat către unitatea medicală. În cauză s-a întocmit dosare penale în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și ultraj, instrumentate sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluția legală la finalizarea verificărilor.